Cele șapte cupluri s-au îmbarcat, vă spuneam ieri. Miruna a fost acolo și avem și imagini. Șapte cupluri de vedete vor participa în cel mai dur reality show făcut până acum în România, Asia Express. Cu bagajele făcute și nerăbdători, i-am găsit aseară în aeroport, pregătiți să decoleze către mare aventură din Asia. Tăticilor, cum v-ați gândit voi să plecați în Asia? Cum ați luat hotărârea asta? Când ești tătic e foarte simplu, te rog, o să vă explice Liviu. Fix de asta am plecat. Eu am zis că mă întorc când îl găsesc la școală, am zis să-l găsesc așa și cu rechizitele luate. Eu am zis că la un moment dat, o lună de zile, asta înseamnă termină cu colicii, măsa. Și bor, că fata n-a făcut deloc, n-a avut nimic. Termină măsa cu colicii și sper să-și revină până mă întorc eu, că cred în dragoste și iubire. Dacă nu, am zis da. Că noi câștigăm oricum premiul, că de-aia mergem. Noi mergem să câștigăm premiul? Câștigăm și mai stăm o lună de zile. Nu, o lună, patru. A, voi de asta vreți bani? Impui, da. Mult mai. Da. Credeți că o să vă descurcați cu $1 pe zi, să și dormiți, să și mâncați? Am fost pus în situația asta vreodată în viața ta? Oare am fost? Așa, nu știu. Pe tine așa am fost? Nu cred. Chiar $1? Eu am fost pus în situația asta, n-am nimic de mâncare, stai puțin. E o diferență foarte mare. Pentru noi va fi o experiență foarte faină. Cred că o să ne descurcăm. Dacă nu avem, noi ajungem $1 de zi, pe zi, ne apucăm să facem flotările, o să înceapă să cânte. Pentru noi este o provocare foarte mare și sperăm să ajungem în finală. Asta ne dorim foarte mult. Dar ți-e teamă de ceva? Am înțeles că sunt o fel de plante periculoase, insecte periculoase. Mi-e teamă de șerpi. Ți-e teamă de ceva? Nu mi-e teamă de nimic, doar de avion. Atât. Serios? Din toată treaba asta ți-e teamă de avion? Dar știi că acolo sunt niște insecte periculoase, niște plante periculoase. Insecte, mi-e frică de avion, mi-e de mor. Nu mi-e frică de insecte, nu. Că voi o să trebuiască să vă descurcați cu $1 pe zi. Tu crezi că știm sau nu? Deci asta e primul lucru a fost și când a venit propunerea aceea să participăm la acest proiect. Dă-mi seama, s-a spus clar, ai fost în Asia? Zic da. Deci nu o să fie nimic cu ce ai văzut până acum. Zic bine, mulțumesc frumos, cu atât mai bine. Știi? Știu foarte bine că o să ne descurcăm cu $1 pe zi, adică 2. Dar eu zic că ne întoarcem și cu banii acasă. Ai, e un dolar de fiecare, păi deja e prea mult. Da. Sper din toată inima să rezistăm la stres. Pentru că noi suntem într-un stres continuu așa în viața noastră de zi cu zi și nefiind camere ne permitem să mai urlăm, să mai înjurăm. Acum și ne dorim. Poți să înjuri. Da, că bagă bip, nu? Bagă bip. Da, exact. Da, e. Îi dăm înainte. Asta e. Nu, sincer ne este frică să nu ieșim prea devreme. Credeți că o să vă descurcați cu $1 pe zi? Da. Le mulțim! Îl investim! Nu, le mulțim! Da, o să încercăm să găsim o dolăriță, îi combinăm acolo un portofel și fac pui. Nu, mă, dau loterie pe acolo. Jucăm? Nu-l jucăm? Nu vă bazați pe noroc. Nu. Chiar îi treabă cu norocul? Eu ne părere că... Într-adevăr, e bine să ai un pic de noroc, dar cu cât muncești mai mult, cu atâta... Ți-l faci singur. Ai mai mult noroc, exact. Premiul pentru care luptă este de 30.000 de euro. Show-ul va fi difuzat de Antena 1 în primăvara anului viitor.